Hai să ne mântrăm. Doamne ajută la toată lumea, fratele vostru Dorian aici. Și azi vorbim despre mare șmecher în Danemarca, care nu avea mărci, avea danemărci, Hamlet. După ce moare tasul lui Hamlet, care era rege ales de popor, nu că se pusese singur ca copiii lui Joabă, frasul la rege Claudiu, care carută cu Hamlet era unchi, face nefăcuta și o ia pe măsa lui Hamlet, adică pe cumnățica lui, de nevastă ca să fie rege peste toată lumea. Auzi la el ce... Regele de tocmai ce murise, când vede toate astea de sus, de lângă Dumnezeu Bunuțu, se enervează și se întoarce pe pământ sub chip de stafie ca să-l pună pe fisul recte Hamlet să răzbune că prea e frasul la care ținea că la un frate. Se întoarce bosul îl mort în lumea cea dreaptă, se duce la fisul și zice ce s-a întâmplat și cum terminatul ăla de Claudiu frasul, adică nici măcar nu l-a omorât normal cum se omoară fraierii. I-a turnat o travă în ureche, atâta avea ăla pe el. Hamlet, cum aude, începe de-l ia nebunia la castel, să ceartă și cu aia de Ofelia, care în loc să-l înțeleagă că are probleme de familie, era și aia pe pereți și se gândește cum să-l dea în fapt pe ăsta de unchisu, care numai de treabă nu era. Și vine în cap super idee de om creativ lui Hamlet, cum să cheme el niște actori de ăștia pe maimuțăreală, pe ce fac ei acolo, să facă ei un spectacol de la de teatru, cum se face la teatre, în care arată cum unul toarnă o travă, frățiori mă, deci câtă ură pe nebuni, în ureche la un rege, deci practic ca să vadă ce reacție are ăla de unchisul. Și Claudiu ăla se albește la față, frățiorul meu, când vede toate astea, deci dă seama hamlețică cum stă șmecheria. Acu de nervi, de negreală la ochi, de turbat ce era șaurul, se duce la măsa, de-o face și pe aia de și o întreabă că de ce ei, cumva adevărat la asta cu morții, așa, de ce ei de l-a luat pe ăla de bărbat, când ăla e un turnător de o travă în urești la oameni. Dar în timp ce ăștia doi țipa, după perdea unde era ei, era un fraier recte tasul lui de Ofelia, care era combinată cu Hamletian. Și prostul după perdea, tușește strănută lui, că în Danemarca știe toată lumea că e fric. Hamletian aude și bagă sabia, că și ăștia au săbii la ei de mici, bagă sabia în fraier, decade la pe jos cu sânge la gură și cu ceață pe ochi. Îi dăduse omor. E, acum frățică se mărește șmecheria, pentru că Laertes, care e frasul Ofelia, când aude că tasul s-a făcut marfă de sicriu, se duce la Claudiu și face brigadă cu fraierul ca să-mi-l taie pe Hamletian. Și fac ei plan cum că să vină Laertes să-i dea cu mănușa peste lui Hamlet, că la modul ai pe duel și Claudiu otrăvește vârful la sabie lui Laertes. Aceeași o travă, mă, mâncați-i și gura, ta ce șerpe era român. Nici nu termină ei de vorbit că se aude băldăbăc, hop, trosc, Ofelia s-a culcat cu peștinea și s-a necat. Se pun băjeții pe duel și măsa lui Hamlet sau de regină, cum îi se zicea printre cunoscuți ei, ridică paharul ca să se bace cu fisul, bea din el, leșină moarte, că ce să vezi, o travă și pahar. Băjeții pe nervi să înțeapă cu săbile, la Laertes înainte să plece pe lumea cealaltă, îi zice lui Hamletian că Claudiu e și din cauza lui e moartea oriunde te uiți. Și cu ultimele lui șforțări, Hamletian bagă sabia în el, adică în unchisul, de vreo 36 de ori, că se pare că avea cam multe sforțări. Deci, ca în Django, moare toată lumea. Și la final vine un băiețaș care până atunci a stat pe treaba lui, nu s-a băgat și a văzut de business, omul din clanul norvegenilor, înțelegi, cu banul gros pe el, și a coroana și se face rege peste fraieri. Acum, frățiorul meu, într-adevăr, zice lumea că e capodoperă, că dar eu dacă eram în locul lui Hamletian și venea tata meu la mine sub formă de stafie, dacă nu-i chema pe toți ăștia de la bloc, pe Mircea Nebunul, pe Florin Banzica, pe Mihai Fierbinte, pe Liviu Stăniloae, care-i badigat la vici la discotecă, și dacă nu mi-l îngingeam pe român, prăzicea tot cât de unchi era el pentru mine, înțelegi? Nu dădeam banii pe actor, frățiorul meu, că-i țineam pentru mormântări. Hai, m-am terminat. Mergem la AFI? AFI sau nu AFI? Adevărat!